Vicepreședintele Comisiei Europene a anunțat faptul că Uniunea Europeană a decis să permită redeschiderea minelor de cărbune și producția energetică cu aceasta pentru a se adapta la amplificarea crizei energetice din cauza invadării Ucrainei de către Rusia. Oficialul este principalul responsabil al politicii Green Deal. Uniunea Europeană anunță posibilitatea de redeschidere a minelor. Mai multe state membre, printre care Italia și Polonia, anunțaseră deja posibila redeschidere a unor centrale electrice pe cărbune. Este o schimbare istorică pentru Uniunea Europeană, dat fiind că Bruxelles și statele membre au trecut în ultimii ani la o politică agresivă de decarbonizare a sistemului energetic. Renunțarea la cărbunele poluant a fost una din cauzele care au dus la creșterea prețurilor la energie. Foarte bine. Foarte bine că vorba aia deschide o grămadă de locuri de muncă la cei care, vorba aia, de mult stau pe acasă și nu găsesc un loc de muncă. Românii s-ar bucura de această decizie, întrucât speră la noi locuri de muncă și mai ales pentru copiilor care lucrează în străinătate. E foarte bine. Abia așteptăm. Locuri de muncă create, tot ce dorim. Putem să atragem copii în țară. Noi stăm la mila celor plecați de afară, nu din salariu sau din pensiile noastre care le avem aici. E groaznic. O asociație din Alba Iulia este pionieră în demersurile privind redeschiderea minelor după ce a solicitat acest lucru încă din 2019 prin adrese oficiale adresate instituțiilor Uniunii Europene. În aceste zile aflăm că decidenții de la Bruxelles vizează permiterea redeschiderii minelor de cărbune pentru scăderea dependenței de gazul rusesc. Foarte bine ar fi, foarte bine să facă locuri de muncă la oameni, să nu mai plece tineretul. Eu am fost generație de sacrificiu, eu am muncit, eu sunt mândru pe unde am lucrat și ce am făcut. Dar pentru voi tineretul, că tineretul din ziua de astăzi nu prea le place munca decât împiși de la spate. Așa a fost noi, împiși de la spate, că dacă nu ne împingeau de la spate, nu munceam. Europa trebuie să se adapteze la criza energetică amplificată de invadarea Ucrainei de către Rusia, iar decizia privind permiterea redeschiderii minelor de cărbune este înțeleaptă. Repornirea mineritului trebuie realizată cu respectarea legilor privind acordarea redevențelor, cu protejarea mediului înconjurător și cu respectarea tuturor normelor europene în materie și după consultarea tuturor actorilor implicați, inclusiv primării și consilii județene.